Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. Am revenit în studio. E adevărat, fără invitat în această seară, pentru că avem de prezentat niște oameni extraordinari, niște oameni de sport care au vizitat Sătmarul ieri și au oferit un spectacol inedit la ștrandul vechi. Și majoritatea, să-i spunem așa, imaginilor și a declarațiilor le vom avea de la acel eveniment de promovare a sportului, a mișcării și, ca să spunem așa, showmanul și omul numărul unu acolo a fost deja celebru în România, practicant de Scandenberg, Radu Valahu. Până însă să vedem declarațiile de acolo și imaginele și întreaga demonstrație, să vedem ce s-a întâmplat în weekend în sportul sătmărean. A început Liga a doua, Seria Vest, din păcate cu un rezultat nu tocmai bun pentru fotbalul sătmărean. Olimpia a pierdut cu 1-0 în deplasarea de la Caransebeș. Un start, putem să-i spunem, ratat de Olimpia Satu Mare. N-am arătat neapărat cu degetul sau n-am dat cu parul încă după prima etapă, însă, sincer, am fi avut și noi și suporterii alte așteptări de la un meci în care echipa noastră favorită a jucat pe terenul ei nou promovate. Ai noștri au pierdut cu 1-0 printr-un gol marcat de Caransebeș încă din minutul 15. Am avut oameni acolo, colegul și prietenul Adrian Schindali de la Radio Timișoara, cel care a comentat de altfel partida, avea să și scrie cronica de meci pentru ziarul de astăzi, pentru ediția de astăzi a Gazetei de Nord-Vest și aflăm că doar în partea a doua echipa noastră a încercat să joace ceva fotbal și acolo însă până undeva prin minutul 78-79 gazdele puteau pe final chiar să-și dubleze avantajul. Din păcate e un început de campionat cum nu ni l-am fi dorit nici noi și nici probabil antrenorul Cosmin Bodea. Olimpia a jucat cu Anca Trib Muntean, a intrat Boștin în minutul 80, Ioniță, Hail, Iuhas, Schwarzkopf, Viland, Burlacu, Gavilescu, Big Faur în locul lui Laso și Bujor în atac. O lipsă de prospețime, o lipsă de atitudine, practic și antrenorul oaspeților declară după meci că atitudinea a făcut diferența și că plusul de dăruire a făcut ca echipa lui să câștige. Rămâne să sperăm că Olimpia va profita de această pauză de o etapă liberă în care va sta sâmbătă, nu joacă pentru că echipa Corona Brașov s-a retras din campionat și vor reuși cei din staful tehnic să pună la punct toate detaliile și să refacă moralul jucătorilor după această prima etapă în care au pierdut la Caransebeș. Etapa a treia, peste două săptămâni, va fi meciul de la Câmpina cu o altă nouă promovată, o echipă care a jucat bine 80 de minute cu Metalul Reșița și se anunță și acolo un meci extrem de dificil. Abia pe 20 septembrie Olimpia joacă acasă cu o altă nouă promovată, practic chiar la rând, echipele nou venite din Liga a treia, va juca acasă cu Șoimi Pâncota. Așadar, deocamdată fără meci la Satu Mare, mâine va fi tragere la sorți pentru faza 5-a Cupei României, ultima înainte să intre pe tablou și echipele de Liga 1, să sperăm că va fi o tragere bună pentru formația sătmăreană. Unirea Jocu, FC Bihor, Arieșul Turda, printre echipele cu care Olimpia s-ar putea întâlni în faza a 5-a Cupei României, însă în deplasare. Nu va fi niciun meci amical sâmbătă, trebuia să fie partida cu CFR Cluj amânată, deoarece clujenii, sau anulată, putem să spunem, deoarece clujenii au preferat să joace cu Shakhtyor Donetsk pe teren propriu. Rezultatele pe care le avem de sâmbătă: CS Mioveni, Poli Timișoara 0-2, Pâncota, Râmnicu Vâlcea 1-1, Câmpina, Reșița 1-2, Caransebeș Olimpia 1-0 și Târlungeni, FC Olt, Slatina 2-1, FC Bihor a State. Dar pe următoare, Poli Timișoara cu Târlungeni, Vâlcea cu Mioveni, Reșița, Pâncota, Bihor, Poiana, Câmpina, FC Olt cu Caransebeș, Olimpia va sta sâmbătă. În ceea ce privește fotbalul mic, Liga 4 de elită la debut, am avut meciurile ieri și alaltă ieri ale primei etape. Se anunță un campionat extrem de echilibrat și de interesant. Am văzut meciul de la Vetiș dintre formația locală Viitorul și Sportul Botiz, un 2-2 spectaculos cu 4 goluri în prima repriză, cu un penalti ratat în minutul 80 de gazde, cu 8 ocazii mari în partea a doua pentru cei de la Vetiș și un portar extrem de inspirat, Liviu Ivasiuc, o partidă deosebită. Tot în prima etapă, o mică surpriză la Micula, Turul Micula, Lucea Frudecebal 3-1 cu oaspeții, acuzând oarecum prestația centralului acelei partide. Între ei și Fabi, Căminul a învins Moftinul Mare cu 4-2, Doba a învins la Beltiu cu 2-0. De asemenea, Talna Orașul Nou e primul lider 6-1 cu Șoimi Mădăras. Interesant e că meciul dintre Dorolți și Olimpia 2 Satu Mare
Meciul a fost amânat de săptămâna aceasta, din weekend. Meciurile nu vor mai începe la ora 18, ci la ora 17. Atenție pentru iubitorii fotbalului. Următoarea etapă în Liga 4 Elite începe la ora 17. Meciuri interesante, vom încerca să filmăm și să aducem din etapa următoare măcar câte un meci pe etapă și în atenția dumneavoastră. În Liga a 5-a au fost 3 partide cu probleme. Unii n-au avut viză medicală, alții s-au retras de pe teren, iar alții nu s-au prezentat. Găsiți toate rezultatele în Gazeta de Nord-Vest de mâine. De asemenea, Liga a 4-a, în Seria a 2-a, în Seria B, s-a jucat deja etapa a 2-a. Carei Ciumești 1-2, Santău Căpleni 0-1, Lucăceni Făin 2-4, Sanislău Urziceni 0-0, Moftinul Mic Pișcol 5-3, Petrești Domănești 2-2 și Berveni Andrid 2-1. În Seria A, Porumbești Arsenal Vetiș amânat, neprezentare Someșul Cărășeu la Negrești, Prietenia Crucișor, Unirea Păulești 3-2, întreruptă minutul 80, meciuri cu probleme în Liga a 4-a, Odoreu Livada 2-2, Apa Babța 8-0 și Medieș Aurit Voința Lazuri 5-0. Acestea sunt informațiile din fotbalul județean, așadar nu uitați, de sâmbătă meciurile în Liga a 4-a de elită, în Liga a 4-a și Liga a 5-a vor începe la ora 17. În ceea ce privește jucătorii pe care îi avem crescuți în județ, Big Valvi a reușit să înscrie încă un gol pentru echipa lui, Volin Luțk, care a câștigat cu 2-1 în fața formației Zoria Lugansk. 2-1 așadar pentru echipa lui Big Valvi, care înscrie al doilea gol în actuala ediție de campionat în Ucraina. Gardoș n-a apucat să debuteze la Southampton, s-a primit deja o veste proastă. Southampton a mai făcut un transfer, încă un fundaș în lotul Sfinților. Asta nu înseamnă neapărat că Florin al nostru nu va avea șansa lui să joace în Premier League. Trecem la celelalte sporturi și adăugăm faptul că am avut parte săptămâna trecută de 11 medalii cucerite de luptătorii de la CS Satu Mare Cetate Ardud, 11 medalii la campionatele naționale de lupte pe plajă, final și de cantonament pentru luptătorii. Dintre cele 11 medalii, 3 de aur și 3 de argint, iar vedeta a fost din nou Leonard Berei, e clar, omul numărul 1 al echipei antrenate de Tudor Barbul și Feri Sabo. În ceea ce privește basketul, astăzi am avut parte de primul antrenament oficial cu noua antrenoare, e vorba de Adriana Pricop și directorul tehnic Iulian Sin. Baftă multă, urmează să mai sosească și a treia americană, Ashley Adams, joi. Două dintre ele au sosit și de săptămâna viitoare vor începe meciurile amicale. La Arad pe 11 primul joc, apoi în turneu la Timișoara, iar pe 20 meci oficial acasă cu Rapid în Cupa României. Și vorbim puțin și despre evenimentul de la Strand, poți să fii tu campion. Eveniment deosebit, păcat că n-a fost mai multă lume, e adevărat, final de vară, final de sezon estival, însă vom vedea după interviurile de la basket, vom vedea apoi reportajul și înregistrarea întregului eveniment de la Strand cu interviuri normal cu cei implicați în eveniment, cu Marian Halas de la CSM Satu Mare, cu primul și în primul rând cu Radu Valahu, vedeta de ieri de la Satu Mare. Veți vedea interviurile cu ei și apoi demonstrațiile de judo pe care le-au făcut și copiii de la CS Unio Satu Mare, antrenați de Mihai Terei și Ramona Igna, și de asemenea cu echipa CSM-ului, care de săptămâna aceasta se pregătește pentru Balcaniada. 6 din 7 categorii vor fi acoperite de sportivi de la CSM la Balcaniada din Bosnia-Herțegovina din această lună. Așadar, de aici încolo vor curge imaginile, veți vedea demonstrații, veți vedea oameni deosebiți, campioni adevărați la Skandenberg, la judo, de asemenea lucruri inedite cu tractări, cu genoflexiuni, cu flotări în dosul palmei și multe, multe surprize pentru cei care vor urmări de aici încolo imaginele de la evenimentul Poți fi și tu campion. Atât din studio, săptămâna viitoare promitem să-l aducem în studio pe antrenorul Cosmin Bodea de la Olimpia Satu Mare, să vedem înaintea meciului de la Câmpina care vor fi, și înaintea meciului de Cupa României, care vor fi gândurile sale. Un nou antrenor la Olimpia, din păcate, a început cu stângul noul sezon, și de asemenea o să vorbim despre Liga a 4-a, despre Liga a 4-a de elită de săptămâna viitoare. Până atunci însă ne axăm pe evenimentul numărul 1 pe care l-am avut în weekend, Poți fi și tu campion, și ne dăm întâlnire
Peste 7 zile rămâneți alături de Sportul Sădmărean, de Săptămâna Sportivă și de Nord-Vest TV. Dragi prieteni din Satul Mare, rectific, e cel mai mare eveniment sportiv și e primul. Poți fi și tu campion. Având acest titlu, dă muzica mai încet, că e mai puțin importantă aia. Astăzi sunt importanți oamenii, că va fi un eveniment mare. De aceea am chemat oameni mari, judocanul Adi Petre organizează alături de primăria Satul Mare acest minunat eveniment. Invitați speciali sunt Doru Dorobăț, fondatorul Fitness Urban. Astăzi o să înțelegeți despre ce e vorba. Vom face și ceva interactiv. Bineînțeles că va fi o demonstrație, după cum vedeți, tatamiu, va fi o demonstrație de judo. Vom face și o demonstrație a recordului lui Adi, cel de flotări, în care ne va arăta și el. Nu știm exact greutatea, o să aflăm, și vor face și cei din public. De asemenea, în Scandenberg nu mă mai prezint, subsemnatul alături de quadruplu campion al României, Olimpiu. Aplauze, vă rog, în Scandenberg. Și unul din cei mai vechi. De fapt, Olimpiile, suntem cei mai vechi, mă. Suntem din primul concurs. De când stăteam pe scaune, ne pozau al negru. 14 ani de Scandenberg. Asta este vechimea acestui sport. În această țară, Olimpiu este și el alături de noi. Deci astăzi o să aveți parte de judo, demonstrații deosebite, demonstrații de forță, flotări. O să fie vorba de un concurs inițiat de Doru Dorobăț de tracțiuni, Dorule, nu? De tracțiuni. Și o să facem și un concurs de Scandenberg. La Scandenberg, cine vrea să vină, să se și înscrie deja. Este un concurs de amatori. Toate concursurile vor avea premii și va fi ceva tare. Deci, prieteni, stați prin zonă, că o să începem cât de curând. Aș vrea să-i dau cuvântul. Am uitat numele. Stăm ca ghei și facem poze acolo. Ne scuzați pentru... Asta e tehnologia, înainte nu exista o cameră. Domnul Florin Mureșan ne va povesti în continuare cei ce ne-au dat ajutorul, organizatori, sponsori și desfășurarea întregului eveniment de forță de astăzi. Primul! Mă, și îmi plac microfoanele astea unde pot să pun... Țin, nu? Dacă avea Leonidas microfon, îți dai seama? Când zicea... Spartă! Hai, toată chestia va... Simțiți apa pe, ca un jacuzzi. Vibrațiile de la voce se simte ca un jacuzzi acolo. Tremură toată carnea. Hai să o facem să tremure aici pe tatami, pe masa de Scandenberg și la bara de tracțiuni. Deci toți care sunteți aici, care veniți, sunteți invitați la primul eveniment. Poți să fii și tu campion, inițiat de Adi Petre. Este începutul unei ere a sportului. Ne-am săturat de prea multă băutură, ne-am săturat ca și copiii noștri să stea pe tablete, să-și piardă timpul cu jointuri prin cluburi. Această mișcare este adresată în primul rând tinerilor. Noi suntem niște promoteri, niște ambasadori ai ceea ce înseamnă frumos. Frumos înseamnă sport. Frumos nu înseamnă alte căi. Domnii mei, suntem niște altruiști, de aceea ne aflăm astăzi aici. Mulțumesc încă o dată. Mariane, vino și tu aici, unde ești, prietene, că tu ai fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat azi.
Se schimbă în kimono, Marian, îl, ne ocupăm după aia să-l salutăm. Vrea Adi să mai spună ceva până atunci? Vă așteptăm, prieteni, chiar acum începem spectacolul. Cei care vor să se înscrie la Dorul Dorobăț, la Scandenberg, la demonstrația cu public pentru flotări, să vină chiar aici. Este ceva frumos, plăcut, să nu veniți beți. Consumă excesiv de alcool, dăunează grav plictiselii, dar sărim peste. Știți că în judo e școala căderii, în băutură e școala ridicării. Până te ridici, ia ceva timp. Vă așteptăm! Doamna, am ceva pe față, nu? Mulțumesc! Mulțumesc, mai și glumim, dar astăzi avem ceva serios de făcut. Vreau să-i dau microfonul lui Adi, vă mulțumesc din suflet și vă așteptăm! Bună ziua tuturor! Eu sunt inculpatul, eu sunt vinovatul pentru ceea ce se întâmplă aici. Și voi vreau să asistați la ceva frumos. Mă numesc Petre Adrian, sunt din Cluj-Napoca. Am avut performanțe la nivel național cu judo. Peste vârsta de 30 de ani am avut performanțe afară, la nivel internațional. De 2 ani de zile cochetez sau mi-am testat corpul cu anumite recorduri la flotări. Ultimul record a fost acum câteva luni de zile în Cluj-Napoca, un record mondial pe dosul palmelor. O să vă demonstrez la momentul respectiv celor de față cum îmi rezistă corpul mie la așa ceva. Vreau să-l chem alături de mine și să-l felicităm în primul rând pe Halas Marian, fără de care nu puteam să facem acest eveniment. Mulțumesc, Marian, pentru felul în care am colaborat, am comunicat. Mulțumim conducerii Strandului, fără de care, dacă nu ne-ar primit, probabil că vă chemam la o intersecție, dar tot am fi făcut evenimentul în satul mare. În primul rând, vor fi demonstrații de judo la nivel de copii cu CSE Unio Satul Mare. A doua demonstrație la nivel de senior cu clubul CSM Baia Mare, Satul Mare, scuzați-mă. Această echipă, să reamintim că are o performanță, locul 3 la campionatele naționale pe echipe, cu o mare performanță pentru Satul Mare și aceste merite se datorează în mare parte campionului nostru de judo, Halas Marian. Căruia vreau să-i mânez o statuetă ca nivel de, nu știu, un simbol pentru ceea ce a făcut, prietenie între noi, ne cunoaștem de foarte mult timp și sperăm și la anul să venim să facem lucruri frumoase aici. Nu trebuia să-i dai la sfârșit, că poate pleacă. Mulțumim, Marian Halas, într-adevăr am luat un pic microfonul. Aplauze acestui om, campion european, pentru ceea ce a făcut. Doamnelor și domnilor, Olimpiu lângă noi, Făt Olimpiu, multiplu campion național și Doru Dorobăț. Aplauze acestor minunați oameni. Doru Dorobăț, inițiatorul Fitness Urban, fondatorul Fitness Urban, România. Cuvinte ceva? Fitness urban înseamnă că îți poți modela corpul exclusiv cu propria ta greutate. Nu ai nevoie neapărat să cheltui bani, să te duci într-o sală, asta dacă nu-ți permiți. Îți poți modela corpul folosind mobilierul urban. Dar nu vorbesc mai mult, o să vă arăt. Bună ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Olimpiu Făt, multiplu campion național al României și suntem prezenți aici să promovăm sportul în general pentru toate vârstele. Și îi îndrumăm pe toți tinerii și vârstnicii să facă sport. Sportul, eu zic că e primul loc pentru noi și e sănătate curată. Mulțumim! Mersi, Olimpiu! E și pe primul și pe ultimul. Ca și celălalt care începe cu S, dar copiii o să afle când se fac mai mari. Nu mai mânca pufuleț, o să ajungi ca mine. Nu mai mânca pufuleți.
Da, domnii mei, îl rog acum Florin Mureșan. I-am zis, Răzvan, aduc un miel, îmi zici Nașule, știi cum îl cheamă pe Nașul Bulă, Bulă Naș. Domnul Florin, vreau o expunere a ceea ce se întâmplă astăzi ca să trecem și la treabă. Mulțumesc. Radu Valahu, aplauze pentru campionul nostru. Să știți că o să fie mult mai interesant de văzut în momentul în care o să facă demonstrații. De vorbit, ați vorbit, a vorbit cât să ne vrăjească pe toți, dar cred că versiunea aceea cu nu beți alcool, nu veniți în stare de ebrietate, pe crezi că ăștia au curajul să vină să facă scandemer cu tine dacă nu bea una mică? Hai să fim serioși. Nu se pune una mică. Îi mai dau cuvântul lui Adrian pentru două vorbe și după care trecem la fapt. Am vrut să vă mai spun două cuvinte. Veți vedea și vă vom demonstra că aceste sporturi care vi le prezentăm aici se folosesc și le puteți urma și voi fără să intrați în săl de fitness. Scandambergul se folosește de forța adversarului, Doru Dorobăț de propriul corp, judo de forța adversarului și flotările le puteți face oriunde. Prin această caravană a sportului poți fi și tu campion, încercăm să atragem atenția părinților pentru copii, îndrumați-i către sălile de sport. Mai închideți-le calculatoarele, telefoanele, jocurile, chemați-i la sport și îndrumați-i către ceva sănătos. Încă o dată aplauze și vă mai amintim primii 16 dintre dumneavoastră care ajung la înscriere, participă la concursul de Scandemberg doar la mâna dreaptă. Câștigătorul va fi compensat în premii și va primi și diplomă. Așadar, cine vrea să participe la concursul de Scandemberg, e așteptat să se înscrie pe listă. Iar, așa cum se întâmplă la orice eveniment, că e sportiv, cultural sau de orice, din orice punct de vedere am avea evenimentele, există sponsori și organizatori și trebuie să-i amintim CSM Satu Mare, CSF Ușile Security, Primăria Municipiului Satu Mare, Federația Română de Judo, cu sprijinul sponsorilor Strand Nord-Vest Thermal Park, Apa Serp, Complex Alma Spa, Regalis Vegas Cafe, Irish Pub, York Cafe, Noir Cafe, Second Tax, Kiss FM, Design Service și Lorencic. Iar primii care intră pentru demonstrații sunt copiii de la CS Unio, judoca de la CS Unio. În aplauzele dumneavoastră!
parte de o demonstrație de judo, adică sistemul pregătitor, toți sunt campioni naționali, acești copii minunați. Vă vor arăta și diferite procedee. Judo, cum îl numeam, unul din cele mai nobile sporturi de contact. Revenind la sportul celălalt de contact, Scandenbergul, la Olimpiu. Cine vrea să se înscrie, unde e masa de Scandenberg, vă rog să se ducă acolo. Scandenbergul se va face pe mâna dreaptă. Această frumoasă prezentare a judoului, cum spuneam, este înfăptuită de acești minunați copii care sunt campioni. Sunt campioni pentru că au muncit. Nu cred că își petrec mai mult timp la calculator decât în sală. Urmează o festivitate de premiere. Aplauze încă o dată pentru sportivii de la CS Unio, antrenați de Mihai Terei și Ramona Igna. Premii așadar din partea organizatorilor. O să veniți pe rând când vă auziți numele să veniți să vă luați kimono-ul. Jennifer Țerlau, aplauze! Mercedes Țerlau. Sergiu Oprea. Norbert Domuța. Tocaci, Atlanta. Și Dominic Stan. Aplauze pentru campionii noștri de la CS Unio, secția de judo. Campioni naționali, medaliați la turnee naționale și internaționale. Aplauze așadar. Ei sunt viitorul judoului sădmărean. Mulțumim mult! Iar acum avem un moment deosebit, o premiere pentru un om extraordinar, pentru întreaga lui carieră ca antrenor și merite aduse judoului sătmărean. Va fi premiat domnul Ștefan Schwarzkopf și limităm pe domnul Vasile Fușle să-i înmâneze premiul. Domnul Ștefan Schwarzkopf, o surpriză și pentru dânsul, nu știa de ce a fost adus la ștrande, uite că... În aplauzele dumneavoastră, îl invităm alături de noi, pe tatami. Rezultatul. Vă mulțumesc pentru atenție.
rezultatele obținute de sportivii noștri, de activitatea tineretului și activitatea celor care au însușit puternic sporturile noastre preferate. Vă doresc mai departe distracție plăcută. Și am fost luat prin surpriză, într-adevăr, nu m-am așteptat că, cum să zic, să nu fiu uitat. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezență și să dea Dumnezeu să ajungem și noi la vârsta dumneavoastră și să avem performanțele dumneavoastră. Sunteți un model pentru noi și sperăm ca acești copii să crească privind de dumneavoastră în continuare. Multă sănătate! Visul meu, când am fost la facultate, la Satul Mare, să aduc sportul preferat, că Federația Română de Judo s-a înființat în 68 și noi mai departe am crezut că Satul Mare nu va uita treaba asta și într-adevăr la Satul Mare an de an totdeauna au fost rezultate recunoscute pe plan național și pe plan mondial și acum. Și eu strâng pumnii pentru copiii noștri mai departe să fie satisfăcuți de activitatea zilnică, puternică. Vă mulțumesc pentru atenție. Și acum invităm alături de noi echipa de judo senior de la CSM Satu Mare. Peste 10 medalii la turneele internaționale, 4 medalii de aur, una de argint la Cupa României, locul 3 la divizia de seniori. Cristian Șereș, Lazia Remus, Lazia Amando, Eduard Nicolaescu, Florin Fușle, Marian Holas, Vasile Fușle, Laurent Chamel și Ovidiu Pop. Oh,
campion și campion național a seniorii. O demonstrație extraordinară. Reprezintă judo-ul românesc. Urmează și o premiere. Vreau să anunț până atunci că Doru Dorobăț cu Fitness Urban va avea nevoie de două persoane să-i susțină cadrul metalic. Să mă, n-am văzut. Două persoane să țină cadru, ca să nu, din public. Dorim două persoane. Doar să țină cadru, nu e nimic greu de făcut. Cadru nu trebuie să se miște. Două persoane din public. Hai că e o chestie doar de ținut cadru, nu e niciun pericol. Bravo, a venit un... o fată și un băiat extraordinar. Ne ajută. Așa este sportul. Trebuie să existe ajutor. În același timp, înscriere la Olimpiu pentru Scandenberg. Deja avem 10 oameni la masa de Scandenberg, înscrierile. Iar acum avem din nou un moment special. Invităm pe Radu să rămână alături de noi pentru că va acorda două premii deosebite domnului Vasile Fușle, antrenor judo, pentru rezultatele aduse pentru judoul sătmărean în toată cariera. Aplauze pentru Vasile Fușle. Așa, o fotografie pentru veșnicie. Aplauze încă o dată, Vasile Fușle. Un mic Oscar pentru întreaga activitate în judoul sătmărean și limităm și pe domnul Valeriu Neagru, președinte CSM, cu mulțumiri pentru susținerea judoului sătmărean, implicit la secției de judo de la CSM Satu Mare. Tot cu Oscar, da. Aplauze din partea organizatoare și avea premii speciale. Le mulțumim. Iar acum ne pregătim pentru demonstrație de street workout și îl invităm alături de noi pe Doru Dorobăț. Aplauze! O să ne vorbească doar un pic despre street workout și despre ce va fi vorba în ceea ce vedeți. Astăzi vedeți doar exerciții cu propriul corp. Ce poate să facă un om cu propriul corp? Bună ziua, mulțumesc de prezență. N-am să vă rețin foarte mult și o să trec la treabă. Cine cunoaște de aici ce înseamnă street workout fitness urban? Ok. Adrian cunoaște normal. Sunt exerciții exclusiv cu propria greutate. Nu am călcat în viața mea într-o sală de gimnastică. Tot ceea ce fac, m-am antrenat
sau tot ce am învățat, m-am antrenat pe stradă cu propria mea greutate. Am această convingere că pot să-ți modelez corpul folosind doar propria greutate, fără să cheltui niciun ban. Ok? Și ce o să vă arăt eu sunt niște exerciții de bază, everything is basic, și sunt și câteva tricuri. După care vă invit să ne întrecem, nu cu mine, între voi, la atracțiuni. Mulțumesc! Aplauze! Ne va arăta Dorul niște exerciții, după care vom face un concurs de tracțiuni. Doar de tracțiuni, nimic din ce face el. Este vorba de un lucru cu propriul corp. Acesta se poate desfășura în parcuri. De asta v-a întrebat Dorul dacă știți ce înseamnă. Sunt bare prin parcuri. Dorul face o campanie a acestui sport prin țară. E la numărul 4 această campanie prin 4 parcuri, bineînțeles că despre parcuri vorbeam. Aici o să vedeți cam despre ce este vorba. Primăriile acum au făcut prin multe parcuri bare și aparate libere. Poate și aici primăria Satu Mare a făcut acest proiect. Dacă nu l-a făcut, i-am fi recunoscător dacă l-ar construi. Hai să vedem! Aplauze pentru Doru Dorobăț, Fitness Urban România. Acesta este un aparat specific care seamănă foarte mult cu un bătător de covoare, după cum vedeți. Acolo s-a născut acest fitness urban. Aceasta a fost demonstrația Fitness Urban. Vom lua din public niște... Îl premiem acum Adi. Până atunci să căutăm și din public un simplu concurs de tracțiuni. Dorule, stai aici, nu pleca. Îi dăm onoarea lui Adi Petre să îi mâneze un premiu. Mulțumesc! Vreau să-i dau lui Doru, să-i acord o diplomă de participare și să-i mulțumesc frumos că este persoana care anul trecut a făcut 1310 flotări în 49 de minute. A fost un record național. Vreau să-l aplaudați pentru acest lucru. Iar eu, la rândul meu, nu l-am întrecut pe el, am întrecut flotările care le-a făcut el. Am reușit după aceea, la un interval de câteva luni, să fac 1419 flotări în 49 de minute. Vreau să-i acord lui Doru o diplomă și să-i mulțumim frumos că a venit să ne susțină ceea ce promovăm noi. Pot fi și tu campion. Știi câte flotări poate să facă Chuck Norris, nu? Pe toate. Chuck Norris le face pe toate. Dar acești români dețin recorduri mondiale la flotări. Ne zici două cuvinte despre ce s-a întâmplat și despre următoarea provocare interactivă cu publicul?
Mersi, mă, Valacu. Nu mă pricep la vorbit așa, precum Radu. În ce constă? Am nevoie de 5 persoane. 5 persoane, nimic mai mult, care pot face cel puțin 35 tracțiuni. Acceptăm fete, că sigur o să vină. O fată. Hai, o fată care face tracțiuni măcar. Ok. Oh. Mai am nevoie de încă 2 persoane. Ok, am să vă explic în ce constă o tracțiune făcută corectă. Foarte multe persoane fac tracțiuni și de ce vreau să promovez tracțiunile. Pentru că pe data de 14 septembrie este Ziua Mondială a Tracțiunilor. Mai exact, peste 2 săptămâni, comunitatea mea din 15 orașe, Fitness Urban, căutați pe net și găsiți, organizează concurs în fiecare oraș. Am să vă arăt cum să faceți corect o tracțiune, ce vreau din voi, da? Da? Primul. Ok, șofa. Să-l aplaudăm pe primul curajos. E simplu, e un exercițiu foarte complex, îți modelează corpul și nu poți, precum la sală, să-ți mai bași greutăți sau să scazi. Poți să... Nu. Aia e pentru fete. Așa e regulament. Ok. Fără balans. Încurajați-l! 15 repetări. O să am rugămintea să nu vă faceți balans și să respectați jos o secundă. Următorul. Hai să-l încurajăm! Haide! Ne-am oprit la 14, da? Următorul. Încurajați-l, hai, nu se pune, hai, hai. Ok, ne oprim la 15. Sunteți la egalitate, intrați la baraj.